vreau să încep să le spui trei lucruri pe care lumea nu le cunoaște despre tine, pasiuni, ceva ce lumea nu știe sau nu vede la televizor sau pe teren. Pasiuni, cred că faptul că îmi place să merg la pescuit cu prietenii mei, deși eu nu prea pescuiesc, mie îmi place pur și simplu să mă aflu acolo, să mă aflu și eu în treabă, cum s-ar spune. Alt lucru, cred că faptul că sunt o persoană destul de timidă, în ciuda faptului că în fotbal trebuie să te integrezi cât mai repede în anumite echipe. Și al treilea, nu știu, cred că faptul că îmi place de multe ori să, în loc să ies pe afară, să stau acasă sau și să citesc sau să mă joc să mă joc jocuri video. Păi aș putea să încep în primul rând un lucru despre care sunt sigur că lumea nu știe. Sunt un mare pasionat de tenis. Îmi place foarte mult să joc tenis și în timpul liber. Tenis de câmp, da. În timpul liber joc foarte mult tenis de câmp dacă am timp. În timpul campionatului mai puțin, pentru că nu-i tocmai ok, mai riște accentarea, mai ceva, dar îmi place foarte mult să joc tenis. Sunt un fan al tenisului și mă și uit la televizor la tenis. Și un alt lucru personal pe care lumea poate nu știe despre mine e că pe mine de mic nu m-au crescut părinții, cum se spune așa. Adică au fost și părinții lângă mine, dar mai mult m-a crescut bunica care recent a murit, acum 6 luni a murit, și la care țineam foarte mult. Și ăsta e o motivație care, cum să-ți spun eu ție, moartea ei m-a făcut să mă ambiționez și mai mult și să încerc să dau totul pe teren ca să reușesc tot ce am promis. Am și un tatuaj pe mână aici cu numele ei, dacă vreau să ți-l arăt după. Nu știu, al treilea lucru, nu știu, sunt pasionat de PlayStation, de NBA, de biliard, de multe chestii. În vacanță? Da, în vacanță fac multe chestii, dacă îmi permite timpul mai ales. Fără grad de risc să mă accidentez, normal. Cea mai mare calitate ta? Nu știu, nu pot să-i zic neapărat că este o calitate, însă simțul golului. Eu zic că ambiția și faptul că sunt un luptător pe teren. Asta mă ajută foarte mult în multe momente. Nu vreau să vorbesc despre calități tehnice sau să intrăm în detalii tactice, pentru că n-are rost, dar dacă aș putea să spun o calitate, faptul că sunt un luptător. Așa mă consider eu cel puțin. Defect. Nu neapărat pe teren, poate și în afară lui, poate. Da, uneori sunt prea încăpățânat. Poate și în teren și în afară lui. Ți se reproșează asta? Da, mi se reproșează mai multe lucruri, însă cel puțin acest defect pot să-l accept și eu. Pe teren că sunt prea guraliv cu arbitrii. Din cauza asta am luat și foarte multe cartonașe galbene și chiar mă certa Maldă. Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Din viața mea, nu știu dacă am avut un moment atât de greu. Se leagă dezamăgirile mele mai mult de carieră până acum și sunt fericit pentru asta că nu am alte probleme decât cariera de fotbalist. Moment greu din copilărie? Păi cred că cel mai greu moment peste care am trecut de fapt în copilărie a fost când m-am mutat din România în Italia la vârsta de 13, aproape 14 ani. Eu fiind acolo fără părinți, m-am dus la un internat, nu știam să vorbesc foarte bine limba, mă descurcam cât de cât în engleză și consider că prin faptul ăsta că am plecat așa de mic singur, fără părință, în afara țării, m-a ajutat foarte mult și nu doar la fotbal, m-a ajutat foarte mult în viața personală, pentru că încă de mic îmi organizez viața, mă organizez timpul, mă organizez tot ce ține de mine. Nu am avut niciodată nevoie de părinți în sensul ăsta. Cel mai dificil adversar pe care l-ai avut? Cristi Săpunaru. Da, foarte, foarte greu. Cristi Săpunaru și Gabi Tamaș. Pur și simplu mi s-a părut că îmi citea fiecare mișcare încă dinainte ca eu să o gândesc. Avea o poziționare foarte bună, dueluri foarte tari, intra foarte hotărât la minge și cred că asta trebuie să aibă un fundaș central foarte bun. Cel mai dificil adversar l-am avut. Pot să spun Denis Mann, când încă era în România. Dacă nu țin minte exact data, dar am jucat un FCSB Hermannstadt pe Național Arena, cred că s-a terminat 3-4-0. El a fost cel mai greu adversar. Unde te-a surprins? M-a surprins faptul că era foarte puternic, era într-o formă foarte, foarte bună atunci, cred că a fost cea mai bună formă pe lui în România și era foarte rapid, se descurca foarte bine și Olaru. Olaru era un adversar foarte...
părerea mea că e cel mai bun mijlocaș din România în momentul de față. Ce ți-ai cumpărat cu primii bani câștigați în fotbal? Îți aduci aminte? Cred că un suc. Primii bani câștigați din fotbal erau de la Liga 3-a și aveam un salariu de 800 de lei. Nu puteam să-mi cumpăr prea multe lucruri, de cred că un suc și o pereche de Adidas. Mi-am cumpărat un tricou de la Balenciaga, sincer îți zic, când eram în Italia. Deși era foarte, foarte scump, dar era ca un fel de, tot un fel de mândrie, pentru că făcusem primii bani și voiam să-mi iau ceva ce îmi doream de mult. Și mi-am luat un tricou de la Balenciaga, ăla care a fost primul lucru care mi l-am cumpărat.